emisiune electorală de promovare. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să își exprime punctele de vedere cu privire la modul în care își doresc să dezvolte comunitatea pe care în teorie și poate și în practică, cine știe, urmează să o coordoneze pentru următorii 4 ani, să-și prezinte viziunea de dezvoltare pentru aceste comunități. Astăzi ne oprim la municipiul Deva, iar alături de mine este domnul Alin Suciu, candidatul Partidului Ecologist Român pentru funcția de consilier local al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua la toți telespectatorii dumneavoastră! Este sau suntem așa cumva la mijlocul campaniei electorale? Cum ați simțit pulsul devenilor, pulsul străzii, cum se spune acum în aceste prime 2 săptămâni de campanie? Da, e destul de dificil să facem la ora actuală o anumită evaluare, mai ales că eu sunt reprezentantul unui partid micuț. Și atunci, pentru noi, campania este chiar foarte dificilă. Nu putem să ne comparăm din punct de vedere material și uman cu partidele mari. De aceea, sper că am început bine. Încercăm cu eforturi minime să ne facem cât mai cunoscuți, să putem să le prezentăm locuitorilor din Deva opțiunea noastră pentru o Deva frumoasă, o Deva verde, o Deva curată pentru următorii 4 ani. Mergem înainte și credem că cu rezultate bune așteptăm ca să iasă cât mai multă lume la vot, pentru că asta este cel mai important la ora actuală și poate că reușim să-i lămurim să fie și alături de noi o mare parte dintre locuitorii municipiului Deva. Ce vă doriți pentru Deveni, pentru acest oraș, pentru capitala județului Hunedoara? Pentru că problemele cu siguranță le cunoașteți, le-ați identificat mare parte dintre ele și din discuțiile pe care le-ați avut cu cetățenii acestui municipiu și cred că ați tras așa o concluzie privitor la probleme, dar de ce au nevoie sau ce simțiți că ar trebui să se întâmple în acest oraș pentru ca lucrurile să se schimbe în bine? Cred că, în primul rând, pentru Deveni ar trebui să avem în vedere rezolvarea lucrurilor de care se lovesc zi de zi. Nu putem să propunem și să spunem că o să realizăm săli de sport, autostrăzi etajate și cred că cel mai important pentru locuitorii din Deva sunt lucrurile de care se lovesc zilnic. În primul rând, curățenia orașului. Din punctul nostru de vedere, la ora actuală, orașul suferă de curățenie, de locurile de amenajare unde se depune gunoiul și de curățenie în general. Un alt lucru foarte important, care noi îl avem în viziunea noastră, este vorba de siguranța copiilor noștri și nu numai a copiilor noștri, siguranța cetățenilor în general. Lucru care se vede ce se întâmplă la ora actuală pe străzi, tot felul de evenimente neplăcute și ar trebui dat o mai mare atenție acestui aspect. Sunt lucruri care se pot realiza începând cu data de mâine, nu sunt lucruri care ar trebui să implice niște cheltuieli materiale foarte mari, este vorba numai să ne dăm interesul și să le putem realiza. Un proiect care este de suflet al partidului nostru și ne-am gândit foarte mult la el, ținând seama tot de aspectele care le regăsim la ora actuală în societate, este vorba de crearea unui centru pentru tineri și nu numai pentru tineri, un centru în care să poată să fie tratați de alcoolism, de consumul de droguri și chiar și de această atracție pentru jocurile de noroc. Sunt 3 elemente care ne marchează la ora actuală societatea, dar mai ales tinerii, și sunt niște aspecte care
le vedem în presă, vedem consecințele consumului de droguri și de alcool și peste tot, dar măsurile care au fost luate până acum sunt aproape inexistente. Este un proiect de suflet, este singurul proiect major care îl avem, care credem că putem să-l realizăm, iar în rest, v-am spus, în lucrurile de zi cu zi, ne gândim ce putem face pentru a ușura cât mai mult viața din cetățenilor din Deva. Știm foarte bine că curentul și, în general, utilitățile au crescut foarte mult și de aceea credem că este foarte bine dacă primăria și Consiliul Local s-ar implica în ajutorarea asociațiilor de proprietari pentru a putea să-și monteze pe blocuri panouri fotovoltaice. Este un trend la ora actuală. Există fonduri foarte multe pentru asta. Deci ar putea ca administrația locală să acceseze fonduri în această direcție și de a sprijini asociațiile de proprietari. De a sprijini asociațiile de proprietari în obținerea acestor fonduri, acest lucru aducând multe beneficii locatarilor din imobilele respective, deoarece li s-ar reduce foarte mult consumul cu utilitățile. Și cumva ne învârtim așa într-un cerc care considerăm noi și cred că și cei care ne urmăresc că este foarte important această relație pe care consilierii locali, cei din aparatul administrativ și cetățenii ar trebui să aibă această relație foarte bine închegată, să spunem, pentru că, da, există proiecte pe care primarul, consilierii locali le înaintează pentru a fi votate, doar că uneori parcă vocea oamenilor nu este ascultată așa cum ar trebui. Tocmai aici este foarte important rolul consilierului local. Țin minte în perioada 96-2000, când am fost primar, viceprimar al municipiului Deva, în cadrul Consiliului Local existau vreo 12 partide. Era foarte greu să treci o hotărâre de consiliu și să promovezi un proiect. Aveam 6-7 proiecte pe ordinea de zi, iar ședințele durau câte 10 ore, 12 ore. Lucru care acum nu se mai întâmplă, dar trebuie să remarcăm că era o luptă de idei, se aduceau argumente pentru tot felul de proiecte și până la urmă cred că s-a văzut acest lucru în activitatea Consiliului Local. Nu cred că la ora actuală Consiliul Local își face treaba și exact cum ar trebui, ținând seama că având 50 de proiecte pe ordinea de zi, tu ai terminat ședința într-o oră, adică nu există nicio dezbatere, nu există nicio analiză. Da, mi se spunea, păi să discută în comisii cu o zi înainte, nu este, și ședințele de comisii țin foarte puțin și de aceea cred că nu s-a ajuns să existe multe proiecte și să fie o dezbatere chiar care să aducă eficiență în realizarea proiectelor, care să se vadă în desfășurarea unei vieți mai de calitate pentru locuitorii din municipiul Deva. Consiliul Local trebuie să fie al cetățenilor, Consiliul Local trebuie să urmărească să pună în aplicare proiecte care să fie în favoarea cetățenilor, proiecte care să le propună după o dezbatere și după o consultare foarte minuțioasă cu locuitorii din municipiul Deva. Cum spuneam, trebuie să fie cumva în centrul atenției și dorințele cetățenilor și unele proiecte pe care și ei și le doresc de a fi puse în aplicare. Da, și de asta spuneam că sunt interesante proiectele care să rezolve problemele de zi cu zi ale cetățenilor. Am spus de curățenie. Sunt neglijate sau simțiți că sunt neglijate aceste probleme minime care, așa cum spuneați puțin mai devreme, ar putea fi soluționate fără foarte mari costuri, poate, sau fără implicarea foarte multor chestiuni legate de birocrație, să spunem, pentru că de cele mai multe ori cei din administrație se plâng cumva de partea aceasta birocratică, au foarte mult de lucru, hârtii peste hârtii și așa mai departe, chiar dacă suntem într-o era digitalizării, în continuare există această problemă. Da, cred că sunt neglijate. Lumea
Și, de înțeles, vor să facă proiecte mari care să rămână în urma lor și atunci neglijează aceste aspecte cotidiene. Problema parcărilor, care este foarte importantă pentru locuitorii de Deva, sunt lucruri care se pot realiza foarte simplu, cu cheltuieli materiale foarte mici. Pot să vă dau un exemplu. De când eram din 97, cred că am lăsat în sertarele primăriei un proiect care putea să rezolve problema parcărilor. S-au schimbat și sertarele de atunci, domnul Suciu. S-au schimbat și sertarele. Lucru care se putea face fără bani, fără... Aveam și acceptul de la poliția locală, avizul era cu două semne de circulație. Peste tot știm că în țară și nu numai în țară, în întreaga Europa, este metoda sensurilor unice. Pentru noi asta era foarte simplu, să facem un sens unic de la poșta veche până la poșta nouă, până în zona de Lido. Se vine pe o parte, se merge pe cealaltă parte. Cea mai mare distanță care ar trebui străbătută ar fi în zona la poșta veche, 200 de metri ar fi de traversat, deci nu e o distanță foarte mare, și atunci din două artere importante de circulație ai putea să vii pe fiecare sens cu câte două benzi de circulație și, de circulație, să rămână două benzi pentru parcare și atunci ai rezolvat toată zona, inclusiv spitalul și toată zona de centru s-a rezolvat cu două semne de circulație. Un proiect care ar putea fi aplicat și acum? De mâine. Dacă se caută, trebuie obținut un aviz de la poliția rutieră, trebuie făcut un calcul, care sunt făcute, avizul este, probabil că nu mai e valabil, este din 97 sau 98 când eram acolo, dar se poate face într-o săptămână și atunci s-ar rezolva foarte, foarte multe probleme. Da, iar acesta este un punct extrem de sensibil, un cartof fierbinte, să spunem, pentru că locurile de parcare sunt o mare, mare problemă, asta nu doar în Deva, cred că este o problemă nu, la nivel tot, național. Dar, în general, s-a rezolvat aici prin sensurile unice care v-am spus și nu ar fi un disconfort pentru pieton, pentru că e vorba de 200 de metri de mers dintr-o parte în alta și... Dar lumea în general se gândește la parcări subterane, la tot felul de chestii care sunt mai greu. Într-adevăr, în timpul unui mandatului unui primar sau unui consiliu local, e foarte greu să realizezi o investiție de asemenea anvergură. Și sunt și costisitoare și aici necesită... Da. Fonduri substanțiale pentru a putea fi realizată. Și aici, într-adevăr, apare birocrația. Dar există și o altă variantă care ar putea să fie mai eficientă, sunt, o să spunem. Sunt variante simple, de aceea cred că una dintre condițiile principale care ar trebui să se discute în Consiliul Local este ca cheltuirea banului public să se facă cât mai eficient. Și trebuie făcut o analiză foarte clară pe bugetul să se discute, din nou revenim, bugetul să se discute într-o jumătate de oră. S-a votat. Considerați că vota. Timpul e mult prea scurt pentru da, nu, a putea nu să... Nu se poate discuta un buget al municipiului Deva într-o jumătate de oră în care... Și ce ați propune în acest sens? Să se dezbată mai mult, să participe poate și cetățenii la o astfel de ședință? Cum vedeți dumneavoastră că ar trebui făcută lucrurile da, pentru deci, a funcționa mai bine? Teoretic, bugetul ar trebui pus într-o dezbatere publică înainte de a fi aprobat, dar să fie o dezbatere publică reală. Este. În teorie este, nu, asta vreau, să fie o dezbatere publică reală, astfel încât oamenilor să li se explice pe ce se vor cheltui banii, pentru că sigur vor apărea multe idei din partea locuitorilor, dacă ar fi în cunoștință de cauză, și ar veni cu multe idei care cred că ar fi bune și în beneficiul lor, în primul rând. Vă propuneți așa o deschidere mai mare, să spunem, în ceea ce privește această relație cetățean-administrație locală? Dacă vrei să ai rezultate, este obligatoriu să ai deschiderea aceasta către cetățeni și să afli ce-i doare. Și în momentul în care știi ce-i doare, vă spun că ei îți vin și cu soluția, îți dau ei soluția. Nu trebuie să o gândești tu foarte mult, pentru că ei știu care e soluția, pentru că se lovesc de lucrurile astea zi de zi. Și atunci ei tot analizează cum ar fi mai bine pentru ei. Și cred că de multe ori soluția cea mai bună este la ei, nu la noi. Pentru asta trebuie să, ca și politicienii și cei care sunt în aceste funcții, să aibă deschiderea
de a asculta și de a împrumuta, să spunem, aceste idei și de a le și implementa. Nu, în primul rând trebuie să politicienii să recunoască că ei nu le știu pe toate. Ei. Și cred că asta e cel mai greu la ora actuală. Nu le știi, nu ai de unde să le știi, nu ai cum să le știi și v-am spus, ideile sunt în primul rând la locuitorii de vechi. Care sunt prioritățile, ne-a spus în mare parte despre viziunea pe care o aveți și proiectele pe care vă doriți să le implementați dacă în data de 9 iunie, iată, devenii vă vor oferi votul de încredere, dar ce vă doriți dumneavoastră, pentru că sunteți devean, cunoașteți foarte bine și problemele de aici și de cele mai multe ori sunt convinsă că ați încercat să și identificați soluții pentru ele. Acum, dacă au și reușit unii să le pună în practică sau nu, asta este o altă poveste. Dar ce vă doriți pentru Deva, pentru Deveni? Așa, pe termen lung, că proiecte de un an, doi, avem o asfaltare, o bordură, cu astea suntem obișnuiți cumva. Da, apropo de asta, o să fac o mică glumă, urmăream o emisiune la televizor și spunea cineva că tot România acum este într-un șantier, în ultima perioadă, acum înainte de alegeri. Și cineva a venit cu propunerea, a zis, domnule, haideți să facem mandatul primarului și al consiliului local de un an, că atunci știm că s-ar lucra sigur toată perioada mandatului și probabil că... Da, ca și viziune și trebuie să facem o analiză foarte clară și știm că la ora actuală Deva poate să fie salvată și ar veni o gură de oxigen pentru Deva, ar fi turismul, dezvoltarea turismului. Din punctul meu de vedere, turismul a fost lăsat în ultima perioadă pe un plan secundar și este păcat pentru asta. Deva are un potențial fantastic în domeniul ăsta. În perioada în care m-am ocupat de cetatea Devei, ajunsesem la un număr de vizitatori al cetății foarte apropiat, dacă nu chiar egal cu cel al castelului de la Hunedoara. Dar nu este de ajuns asta. Degeaba ai 300.000 de vizitatori pe an dacă din cei 300.000 nu rămân să doarmă undeva o noapte. Sunt doar vizitatori, exact. Sunt doar vizitatori și spuneau, gata, am văzut cetatea Devei, hai să mergem și dormim la Alba Iulia sau la Sibiu, că sunt la o jumătate de oră cu mașina sau o oră și... Deci oamenii trebuie să rămână în Deva. De aceea, Deva are destul de multe obiective turistice care ar trebui introduse într-un circuit local de turism al municipiului, cum este turnul bisericii din cimitirul de pe Eminescu, care a fost turnul primei biserici ortodoxe din România. Este un monument de istorie de gradul A, exact ca și cetatea Devei. Și despre care, culmea, sunt probabil, cel mai probabil puțin deveni care îi cunosc istoria, care știu ce reprezintă acel turn. Da, exact. Despre asta spun. În 2016, când mă ocupam de cetatea Devei, am luat în administrare turnul de la Biserica Ortodoxă. S-a făcut proiectul Dali pentru reabilitarea turnului. După ce am plecat din funcția de director al Serviciului Public de Administrare Cetate, s-a renunțat la proiect. Am înțeles că turnul acum a fost dat înapoi Bisericii Ortodoxe. La fel avem conacul de la Bârcea Mică, care a fost casa principului Transilvaniei, tot monument istoric de gradul B, de o mare importanță istorică, care tot s-a început Daliu și un proiect pentru reabilitare, dar a fost și acesta abandonat, văd că nu s-a mai făcut nimica. Sunt lucruri care trebuie să le punem în valoare, astfel încât cineva când vine în Deva să poți să-i arăți mai multe, să poți să-i asiguri un circuit, să poți să faci Deva atractiv, astfel încât să își dorească să mai rămână încă o zi ca să poată să viziteze. Și într-un astfel de proiect pot fi implicați și unii dintre cetățenii care își doresc să fie antreprenori în acest domeniu? Bineînțeles, bineînțeles. Avem Natura 2000, care este și pădurea Bejan, este și pădurea Conul Vulcanic de la cetate.
sunt două elemente foarte importante care trebuie puse în valoare, trebuie făcute atractive pentru turiști și nu numai pentru turiști, pentru că amenajarea zonei Bejan ar fi foarte importantă și ar ajuta foarte mult locuitorii din Deva să aibă o oază de verdeață și o oază de liniște unde să-și petreacă timpul liber. Lucruri care din nou au fost lăsate și nimeni nu se ocupă de ele. Ele ar putea fi luate în administrație de către primăria municipiului Deva. Noi am început un proiect să luăm în administrare situl Natura 2000 dealul de la cetate, dar s-a întrerupt și acela, astfel încât să luându-le în administrare, atunci poți să obții și fonduri, poți să faci și să le faci să devină atractive. La ora actuală sunt în administrarea Bocolului Silvic, nu știu dacă Natura 2000 mi se pare că aparține de Bocolul Silvic de la Simeria, care normal ei nu au interes și nu îi ajută cu nimic ca să le pună în valoare și pierdem niște puncte esențiale pentru asta. De aia noi stăm foarte mult pentru dezvoltarea zonei Bejan, care poate să fie o zonă foarte atractivă și ar ajuta și foarte mulți oameni din Deva, fiind aproape și cartierul Micro 15, pe care noi punem un accent foarte important. De fapt, asta și spunem că și Micro 15 aparține de Deva. Lumea cam uită. Ați simțit că nu ar fi aparținut de Deva în adevăratul sens al cuvântului? De ați ajuns cumva la această concluzie? Da, sigur, pentru că vedem o linie foarte clară. Dacă mergem din Deva și ajungem în Micro 15, parcă suntem în două orașe diferite. Uitându-ne la străzi, uitându-ne la tot ce înseamnă Micro 15. Da, Micro 15 este băgat în seamă numai în perioada alegerilor. Noi știm că este o masă mare de votanți acolo și atunci toată lumea merge în Micro 15. În rest, cam uită să meargă în Micro 15. Și să nu uităm, Deva înseamnă și câteva localități aparținătoare, totuși. Că spuneați de aceste cartiere care unele, poate, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt lăsate așa. Au fost marginalizate din punctul nostru de vedere. Dar mai avem și câteva avem localități. Avem Cristorul, avem Bârcea Mică. Sunt Uhalmul, care sunt Uhalmul deja face parte. Da, fiecare are importanța lui și la fiecare trebuie să ne îndreptăm către fiecare să facem. E foarte greu ca în 4 ani să faci totul. Dar trebuie să vedem care sunt problemele strigente și cu alea să începem rezolvarea lor. Și oamenii nu par a mai avea foarte multă răbdare uneori. Își doresc cumva ca lucrurile să se întâmple așa pe repede înainte și cred că fiecare dintre noi stăm destul de prost la acest capitol, răbdare, pentru că au trecut foarte mulți ani și schimbările acestea nu s-au făcut poate într-un ritm dorit de către cetățeni. Da, e adevărat, lumea nu mai are răbdare, trebuie să recunoaștem că pandemia care a trecut peste noi ne-a schimbat. Este un adevăr. Nu mai suntem la fel de buni ca înainte, nu mai avem răbdare, invidia parcă crește pe zi ce trece, dar putem să ne educăm și prin o comunicare cât mai bună, cred că putem să le explicăm oamenilor, iar dacă omul simte că ești lângă el, chiar dacă nu poți să le realizezi toate cum ar vrea el, dar are o bază, dacă reușește să-i câștigi încrederea, să te simți lângă el, atunci își și dă șansa să faci și te va susține. Până la urmă, un consilier local este vocea cetățenilor. Reprezintă cetățenii, da. Așa e. Și atunci, cumva și pe umerii acestor consilieri locali, este așa o greutate, să spunem, pentru că răspund cumva în fața oamenilor, nu? De asta am spus că funcția de consilier local este foarte importantă dacă respectăm ceea ce ar trebui să facă consilierul local. Asta se presupune că și cunoaște foarte bine ce are de făcut și care sunt obiectivele și care... Obiectivele și, în primul rând, să fie acolo, în mijlocul oamenilor, ca să afle ce trebuie pentru locuitorii din Deva și... În ultimii ani nu mai sunt atât de mulți tineri, să spunem, care
sunt interesați de politică, care sunt interesați de administrație locală, de ceea ce se întâmplă la acest nivel. Credeți că în data de 9 iunie anul acesta, 2024, se vor schimba lucrurile în ceea ce privește prezența la vot, în ceea ce privește poate și opțiunile pe care oamenii le au? Da, eu sper ca lumea să realizeze cât de important este votul lor, cât de mult contează să se meargă să se exprime intenția de a vota, să dea o șansă la toți cei care participă, să facă o analiză foarte clară și foarte temeinică pe cine crede că l-ar reprezenta cel mai bine. Și atunci probabil că putem să schimbăm. Dacă vom rămâne pe aceeași idee că prezența va fi foarte mică la vot, știm foarte bine că atunci vor câștiga partidele tradiționale care au o masă mare de votanți, o masă mare de susținători, iar celelalte partide nu vor conta și asta nu este bine, în primul rând, pentru democrație și pentru dezvoltarea nu numai municipiului, de a țării și a tuturor. În deplasările care le-am avut în oraș, am văzut totuși o dorință a tinerilor de a participa la vot. Ce m-a șocat un pic, nu știau cu cine să meargă, nu au apucat probabil să se informeze. Răspunsul lor: o să mergem să votăm. Și cu cine o să votați? Cine credeți că va reprezenta? Răspunsul lor a fost cel mai tânăr. Deci, atât, merg cumva... Nu contează de la ce partid, adică au zis nu ne interesează, dar să fie cel mai tânăr o să-l alegem. Probabil acolo se regăsește și cred că un candidat tânăr poate să-i reprezinte mult mai bine, poate are mai multă răbdare să-i asculte sau să reprezinte... Au nevoie de un reprezentant, au nevoie de un reprezentant și tinerii și să se regăsească lor cumva. În... Pentru că noua generație este cumva atipică, cel puțin pentru mare parte dintre noi. Într-adevăr, sunt viziuni comune, doar că sunt altfel față de ceea ce gândim noi, să spunem, de multe ori. Probabil. Și atunci, da, m-am bucurat că am văzut intenția lor de a ieși la vot. Asta este un lucru foarte exact, bun. Exact, e important și oricum mai au timp să cântărească foarte bine pe cine vor pune ștampila de vot în data de 9 iunie. Sunt, până la urmă, lupte ale proiectelor, ale viziunilor pe care candidații le au, iar acești tineri trebuie să cântărească foarte bine și nu numai tinerii, toți trebuie să cântărească foarte bine care sunt opțiunile și ce își doresc pe mai departe. Sunt importante aceste schimbări odată la 4 ani, că în majoritatea cazurilor avem alegerile prezidențiale acolo unde suntem chemați o dată la 5 ani la urne, dar în rest odată la 4 ani e important să schimbăm, să schimbe cetățenii din când în când conducerea unui oraș? Sau este mai bine să fie așa o chestiune liniară și ne obișnuim, așa rămâne, e mai bine, suntem comozi, ne-am obișnuit cu figurile respective? Nu, eu cred că este importantă o schimbare. Din experiența care o am, din viața personală și, în administrație și din și viața în antreprenoriat. De administrație publică și asta, ar trebui să se întâmple o schimbare și dacă stăm să facem o analiză, nu neapărat aici în România, peste tot în toate sferele politice din alte țări, observăm că cam un ciclu electoral pentru un partid este undeva la 2 mandate, cam 8 ani. Și în America conduc republicanii cam 8 ani, nu se depășește, pentru că este normal, după o anumită perioadă de timp apare plafonarea, care trebuie să o recunoaștem, că vrem, că nu vrem, dar această plafonare și obișnuința există, se instalează și în gândirea noastră și în numai dorința aia de luptă, cum era, de nou, de te obișnuiești cu toate, merge. De-aia cred că este normal ca la un moment dat să se schimbe ceva, să apară un suflu nou, să vină altcineva cu alte idei mai bune, cu... E o chestie normală și cred că ar trebui să se întâmple și asta. De aceea noi... am hotărât să nu scoatem un candidat pentru postul de primar, chit că am fost nominalizat de către partid să particip la
și la primărie pentru postul de primar, dar făcând o analiză mi-am dat seama că este mai bine să nu fragmentăm foarte mult votul cetățenilor și de aceea noi am luat hotărârea să îl susținem pe Lucian Rus, candidatul Partidului Social Democrat. Și suntem în ultimul minut al acestei emisiuni, așa că o să vă rog să transmiteți și un mesaj devenilor, vă rog. E foarte greu, dar ce pot să spun, aveți încredere în noi. Sunt sigur că știm să facem ceea ce vă interesează pe dumneavoastră cel mai mult și, în primul rând, știm să vă ascultăm. Vă așteptăm la vot în 9 iunie. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes vă doresc și să ne revedem cu bine. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!